Mamă, de ce tare rău casa asta, chiar am ales o casă foarte bine, uitați ce priveliște frumos avem aici, totul foarte minunat, cum stau aici frumos la televizorul acesta, mă joc, fac ce vreau, eu mă uit peste tot, adică e prea frumos să ai și peisajul ăsta în spate, să ies tot orașul, dar hai să merg și eu la dar eu sper că totuși am stat cam mult la televizor în dimineața asta, chiar m-am pus așa direct la televizor și chiar nu știu ce o fac, ce ăsta este, să mă uit pe aici, ia, bă, ăla nu e la calculator, mă, mie nu-mi vine să cred așa, ce ca un timp ăsta, ia, doarme, bă, ce facem ăsta, doarme, mă, ia, mă, doarme, Darusel, bă, Darusel! Darusel, ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Bă, vorbește, mă, bă, ești nesimțit, vorbește, că de-aia ți-a dat Dumnezeu voce. Ce, mă? Ce la calculator, mă? Ce vrei, mă? Bă, vorbește, mă, uite-te la mine. Bă, de ce nu vorbești? Bă, uite la mine. Nu, lasă calculatorul în pace, de ce nu vorbești? De ce nu vorbești? Bă, ce... Bă, ce are, bă, Darusele, tu ai chef de mișto, urmă, ăla, bă, Darusele, tu ai chef de mișto, urmă, hai, pune-te, ia, ce vrei, mă, ce vrei să-mi arăți la calculator, vorbește, că dai ai gură, vorbește, ca să înțeleg și eu, ce vrei să-mi arăți la calculator, ia, ce vrei, ce vrei, ce? Ce, mă, bă, Darusele, bă, ce are, mă, asta, băi, Darusele, bă, faci mișto de mine, pune-te la calculator, vorbe, arată-mi, ce vrei, ce faci, mă, ce mi-arăți, mă, bă, ce dai, mă, bă, Darusele, bă, Darusele, da, ți-a dat Dumnezeu voce ca să vorbești, de ce nu vorbești, faci, bă, tu faci, bă, tu faci mișto de mine, ce faci, bă, lasă-mă mâncare, bă, ai dat drumul ăsta, bă, ce faci, bă, ai nebunit, bă, ce are, mă, ăsta nebunit, ia, da, da, bravo, bravo, Darusele, abia te-ai trezit și bași direct ciocolată, bravo, mă, Darusele, nu știu unde am mai văzut așa ceva, că n-am mai văzut în viața mea să trezești să bași direct ciocolată, ce? 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 Bă, tu ai mâncare în gură de mănânci așa? Bă, ce ai, mă? Bă, ce? Bă, ce mă arată, mă? Ce vrei să-mi arăți? Arată-mă la calculator dacă tu nu vrei să vorbești cu mine. Ce vrei să-mi arăți? Ia? Că mă și enervezi, bă. Păi, ești enervant rău de tu, copilul ăsta. Adică, bă, Darusele, ce ești așa de enervant? Ce ai? Mă, ce faci, mă? Lasă-mă părgăria. Ce cauți? Bă, Darusele, mă, bă, vorbește cu mine, te rog, Darusele. Arată-mi aici la calculator ce vrei să-mi arăți sau de ce tot dai în calculatorul ăsta? Ce? Ce? Înghețată? Ce de la înghețată? Ce? Ah! Stai puțin, că ai zis tu parcă ieri, ai zis că ai răbușit de la înghețată. Și acum ai rămas fără voce cumva? Doamne, Darusele, cum adică ai rămas fără voce? Mie nu... Bă, n-ai cum să nu poți să vorbești. Adică poți să vorbești. Poți să vorbești așa cum am făcut eu acum. Adică de ce nu poți să vorbești? De ce nu vorbești? Ia? Bă, nu, tu faci mișto de mine. Pe bune, la mulțumesc frumos. Faci mișto de mine? Nu faci? Păi și tu ce? Doamne, Darusele, bă, Darusele, bă, ești comic rău de tot, Darusele, ce să, și ce vrei să-ți fac eu acum, Darusele, ce vrei să-ți fac eu acum? Ce, mă, hai afară, dar ce, unde, bă, Darusele, tu chiar nu, bă, zi pe bune, bă, lasă înghețata, bă, doamne, tu mănânci înghețată și tu ai zis, bă, Darusele, cum vrei să-ți revii dacă tu mănânci înghețată în continuu? Bă, ce faci, bă, Darusele, bă, ce faci, mă, mori? Doamne, Darusele, ești prost. Bă, Darusele, vină mă cu mine, vină cu mine, fii atent, Darusele. Ce? Bă, Darusele, urcă la mine în mașină. Fii atent, bă, Darusele, ce facem că nu? Bă, Darusele, ce putem să facem? Adică chiar nu mai poți să mai vorbești la modul cel mai serios, nu mai poți să mai vorbești. Nu mai poți, păi și ce facem, mă, Darusele, acum? Bă, ce faci? Mi-ai stricat mașina. Bă, ce mi-ai făcut la mașină? Ce ai pus la mașină? Mi-ai stricat mașina. Bă, Darusele, ce? Ce burger, mă? Bă, iar mănânci, bă, iar mănânci burger. Bă, Darusele, nu, bă, nu, fii atent. Nu, stai puțin, Darusele, că deja mă enervezi. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, coboară jos. Bă, Darusele, spune și mie, tu chiar faci mișto sau chiar nu mai poți să mai vorbești? Nu faci... Și atunci ce mănânci în continuu? Nu mai mâncați. Bă, lasă bicicleta. Ce... Lasă bicicleta că e a mea, lasă, ce, unde tu și mă, bă. Bă, Darusele, lasă-mă burgeria și spune, bă, tu chiar nu mai poți să mai vorbești la modul cel mai serios, chiar nu mai poți să mai vorbești? Păi și ce face în momentul ăsta, Darusele, nu mai mânca înghețată, nu mai mânca nimic, Darusele, trebuie să-ți revii. Bă, Darusele, lasă-mă burgeria, că da-aia, bă, Darusele, te mai și îndopi cu burger, chiar că nu mai poți să mai vorbești de mâncarea aia. Bă, Darusele, ce mi-ai făcut, bă, la mașină, bă, lasă așa, Darusele, bă, Darusele, nu mai râde, că, bă, Darusele, ce trebuie să facem acum, cred că trebuie să mergem la spital, nu? Mamă, bă, Darusele, ăsta e cumva spital? Că mi se pare că parcă așa părea. Ia stai. O fi ăsta spitalul de aici de lângă? Ia stai să vedem. Bă, ce-mi dai, mă, ciocolata asta, mă, Darusele? Că mă și nervezi. Ia, ce e aici? Nu e, nu, bă. E garaj. Ce e aici? Bă, nu, vină ca... Ce e asta de mine? Bă, nu intrăm acolo, Darusele, vin înapoi. Trebuie să intrăm, păi, aici nu e intrare, Darusele. Ce ne omoară oamenii ăștia, ne bagă la pușcărie, Darusele. Ia, ce e aici? Ce ai, mă? Bă, fi... Ce? Bă, nu te înțeleg, bă, nu înțeleg ce vorbești aici. Hai să intrăm aici. Bă, uite că e spital, bă, chiar e spital aici. E spital. Bună ziua, bună. Stai puțin să vorbesc. Scuzați, că e cam nebunat, e care e o problemă, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Darusele, ia puțin loc. Darusele, ia loc puțin aici. Ia loc aici pe canapea. Așa a spus doamna să ia loc pe canapea, Darusele. Bă, pe canapea nu poți. Da, lăsați, e mic, da. Vedeți că e copil mic, e bleg, e mai prostuț, e la așa de fel și n-ai ce să-i faci. Darusele, stai jos. Bă, lasă, bă, ce mai mă împarți burgerii acum, nu-ți mai plac burgerii. Gata.
atacat. Doamne, doamne. Deci da, dar să le stai aici cu minte. Stai cu minte aici jos. Stai cu minte jos că eu trebuie să vorbesc cu doamna, dar să nu. Pune-te înapoi, pe bune. Pune-te pe bune la modul cel mai serios, dar să le pune-te jos dacă vrei. Doamne, ce faci? Dar să le vrei să revii sau nu? Vrei să îți revii, să-ți revină vocea la cap? Bine, pune-te jos, dar să le ca să-ți revină vocea și gata. Bun. Bună ziua, avem o mare problemă, adică băiatul are o mare problemă. Eu sunt cu el, stăm în aceeași casă, suntem prieteni, dar nu știu ce zi s-a întâmplat, adică s-a trezit de dimineață și zic, nu poate să vorbească. Nu știu dacă face mișto sau chiar nu poate, dar el poți să vorbești și tu, te rog. Ce fai, mă, bă? Ce poți cine să aluzi, bă? Da, vedeți că nu prea poate să vorbească. Adică nu știu dacă face mișto, dar nu cred că face mișto, pentru că ieri mi-a spus că a mâncat înghețată și chiar răgușise, pentru că el era răgușit și ziceam, Dărusele, ce ai pățit, că așa îl cheamă Dărusele, ce a pățit de așa de răgușit și a zis că a mâncat înghețată. Și azi de dimineață, ce să fac, la prima oră a mâncat ciocolată cu înghețată din nou, adică clasic, nu, eu nu înțeleg. Puteți să-i face ceva, adică eu nu înțeleg ce se întâmplă. Da, bă, mamă, stai că m-am pus aici. Scuzați-mă, bă, ia mă loc, Dărusele, că nu mai din vina ta, bă. Ia loc, Dărusele, ia loc. Dar tu parcă poți să vorbești sau ce? Tu poți? Dar se cum poți să râzi, bă, și nu poți să vorbești? Nu, eu nu te înțeleg. Stai jos, stai jos că mă enervez, gata. Bună ziua, ce problemă aveți? Păi tocmai v-am spus că băiatul acesta, dar se poți stai cu minte ca să îi explicăm la doamnă frumos. Poți stai cu minte, vin aici, te rog. Stai foarte cu minte, nu mai fi nebună, zic, dacă nu, o să-ți rămână vocea așa toată viața. Așa a spus doamna, nu am spus eu. O să rămână așa vocea toată viața, adică nu mai poți să mai vorbești. Păi da, stai cu minte atunci dacă nu vrei. Deci da, după cum puteți vedea, el chiar nu poate să vorbească. Adică nu cred că face mișto, că dacă făcea mișto nu stătea atât de mult și nu ajungeam aici cu el, sincer. Dar nu știu care, bă, ce fac. Dar să stai cu minte, bă, a, puteți să lăsați așa, hai că plecăm, la revedere, la revedere. Lăsați-le așa să rămână Păi dar să le, poți să fii cu minte și tu ca să recăpătăm vocea, să vedem ce ai. Deci da, vedeți că nu mai are voce și da, nu știu, puteți să ne ajutați cu ceva, adică să se interneze aici la spital sau nu știu, un remediu, ceva, tratament aveți? Îmi pare rău să aud asta, să mă duc acum să vorbesc cu domnul doctor și o să revin imediat, luați un loc pe canapea. Bă, dar să ce faci, mă? Bă, dar să deci, dar să a zis să luăm loc pe canapea, stai jos. Bine, vă, ok, duceți-vă să vorbiți cu domnul doctor. Noi o să luăm aici loc pe canapea, adică da, e cam greu cu asta. Cred că mai bine ieșim afară, totuși că e cam răutăcios băiatul ăsta. Vedeți cine bunatic e? E copil mic, are 2 ani, adică da, dar să le vin afară repede că să zice doamna. Dar să le vin afară că să uite doamna doctor pe tine. Puteți să le, dar tu chiar nu mai poți să mai vorbești sau faci mișto? Zi pe bune ca să știm că bă, dar să le pe după oamenii ăștia ce o să zică despre noi? Dar să le la spital, ce o să zică oamenii despre noi. Ce fac, mă? Ce? Bă, stai puțin. Eu am înțeles. Lasă-mă să-mi pun green screen-ul. Ce green screen, bă? Bă, dar zi, bă, nu ești, bă, la calculator. Bă, dar tu dă-mi cu gândul la calculator, ești? Ce? Ce, mă? Ce, mă? Ce-i pe sus? Ce? Ce, bă? De ce râzi? Bă, dar să-i ți se pare? Nu, dar să tu faci mișto. Nu, hai că mă duc înapoi să zic la doamna doctor că dar să că tu faci mișto. Păi, dar bă, nu, pe bune, la ce mai serios. Tu faci mișto ca să nu punem oamenii ăștia că după trebuie să plătim amendă și ne bagă și la închisoare. Dar serios, zic, pe bune, că trebuie să mai vin alte persoane, sunt alte persoane la rând. Ai văzut că deja era un om acolo care aștepta și noi am plecat peste el. Ce? Ia, bă, unde e, mă, să ia scriem? Fac greedy. Doamne, dar să ce greedy? Doamne, bă, Darusele, bă, Darusele, hai să mergem, că probabil a revenit. Hai să mergem, că probabil a revenit, Darusele. Bă, Darusele, nu știu cum poți să fii așa de rău tot ce... Da, ați revenit, puteți să ne spuneți și... Adică, ce facem, unde mergem, rămânem tot aici sau putem, sau, nu știu, spuneți-mi. Domnul doctor, vă așteaptă, este în partea dreaptă, camera din față, duceți-vă la el și o să vă spunem mai multe detalii. Ok, mergem acum, Darusele, bă, bă, ce faci, bă, iar mănânci burger? Nu, bă, în dreapta, Darusele, dreapta, nu stânga. Da, bă, Darusele, bă, Darusele, uite, cred că aici, stai puțin. Bă, Darusele, stai, ai vorbit cumva? Sau mi s-a părut mie? Ce? Bă, da, mă, nu, bă, Darusele, nu, vreau, nu, vino aici să nu ne audă domnul doctor. Vino aici. Hai să intrăm. Nu, Darusele, vino aici puțin. Vino la munci, ia ce aici. Nu, n-avem voie aici. Bă, Darusele, nu, vino. Spunem la modul cel mai serios. Tu faci mișto sau nu, că după le creăm probleme la oameni aici și nu e bine. Și o să-ți creezi și ție probleme mai mari de sănătate dacă ți se pun ce. Darusele, știi că, bă, uite-te puțin la mine. Știi că o să-ți creezi probleme mai mari de sănătate, Darusele, dacă tu faci asta pentru că o să te operezi, o să facă ceva, nu știu ce o să facă, Darusele. Ia, ce scrie? Nu mă vreau să scap. Pice, bine, mă, Darusele. Dar mi s-a părut că ai vorbit mai devreme. Sau ce? Bă, nu, hai să intrăm. Bă, Darusele, deci dacă faci mișto, Darusele, mă jur că nu mai vorbesc cu tine în viața mea, Darusele, da? Dacă faci mișto, eu nu mai vorbesc cu tine în viața. Hai să intrăm. Hai. Ce? Bă, nu, eu cred că chiar face mișto, Darusele. Adică eu nu înțeleg. Bă, Darusele, hai, gata, hai să intrăm. Stai. Bună ziua. Noi suntem Darusele, lasă ursulețul. Bună ziua, noi suntem oamenii de v-a spus, adică el are o problemă, v-a spus și doamna
doctoră, bănuiesc, da. Bună ziua, am înțeles că aveți o problemă serioasă. Tu, băiatul care ai problemă, ia un loc aici în pas și stai liniștit. Auzi, dar da, el este. Bă, dar ce faci mai ai luat ursuleț în brațe? Da, e mai mic, da, lasă. E bine că aveați un ursuleț aici, că probabil dacă îl operează, dacă îi faceți ceva, măcar îl faceți aici, dacă îi faceți injecție ceva. E ocupat cu ursulețul ăla. Da, foarte bine. Da, și vreau să vă spun așa în felul următor că nu știu ce s-a întâmplat de dimineață, de când s-a trezit, el copilul ăsta dar se ridică capul puțin, să te vadă. Așa, ridică-te așa. Nu, băi, nu stai jos, dar ridică capul, stai jos ca să stai să iei un loc. S-a trezit de dimineață și nu putea să vorbească. Eu am zis că face mișto, dar nu știu. Adică nu înțeleg, nu știu dacă face mișto, adică nu cred că face mișto, pentru că hai să vă spun, ieri era foarte răgușit pentru că a mâncat înghețată, dar să vă spun ce a făcut și azi de dimineață. Azi de dimineață iar a mâncat înghețată, a mâncat ciocolată, a mâncat de toate când s-a trezit. Nici nu cred că a mâncat mâncare. Bă, ce mă, dar stai puțin. Ăsta e spital de nebun, că copilul ăsta e cam nebun, sau unde trebuie să mergem? Bă, dar stai jos, dar Darusele, gata, stai jos, să vedem ce poate să facă doctorul Darusele, dacă vrei să-ți revii, gata, ho. Tania mai a preocupat cu lucruri de genul și o să încercăm să-l facem bine printr-o injecție. A, e bine. Dar din păcate, cum adică din păcate? Nu, Darusele, bă, Darusele, uitați-vă la el, că mănâncă înghițată. Bă, Darusele, vrei să-ți revii, n-ai auzit, bă, cum, stai jos. Măi, eu visez aici că nu înțeleg ce se întâmplă. Măi, eu visez aici. Bă, Darusele! Ce? Am ceva să zic. Ce, bă? Bă! A fost necuit, fraiere! Ce? Și doctorul știa. Ce? Toți ne-am princuit așa, doctor. Cum adică m-ai princuit? Cum adică? Nu. Mă, ce prin mi-ai făcut? Bă, Darusele. Nu, stai puțin, revenim imediat. Darusele, vină aici, Darusele, vină după mine. Darusele, vină. Domnul doctor, lăsați-ne. Darusele, vină puțin. Bă, Darusele. Dar vină aici. Bă, Darusele, ți-am zis să nu faci prank. Darusele, ți-am zis să nu faci prank. Când dăm aici de belele, Darusele, acum oamenii. Ce? 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 Ai fost plănuit? Cum te-am prankuit aici? Cum adică am fost prankuit, mă? Uite, vino. Ce? Domn doctor, e adevărat ce spune copilul? Adică v-am prankuit toți? Da, te-am prankuit, Darusele. Uite, mă, Darusele, vreau să-ți fac și eu un bine, mă, lasă-mă, că deja mă enervez, bă, Darusele, numai, că deja m-a supărat. Hai, du-te de aici, Darusele, că plec acasă. Nu știu unde mă duc, plec. Lasă-mă în pace, Darusele. Lasă-mă în pace. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.